Reprezentanții Parlamentului Regatului Marii Britanii și-au manifestat deschiderea în vederea intensificării comerțului cu vinurile și produsele vitivinicule moldovenești. Perspectivele de intensificare a comerțului cu produse agroalimentare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a fost tema discuțiilor între conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și membrii unei delegații din Marea Britanie, condusă de Lordul Daniel Hanan, membru al Camerei Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile au fost axată pe consolidarea legăturilor comerciale-economice în contextul problemelor de logistică existente în prezent, fiind realizată și o analiză a cotelor de comerț pentru produsele alimentare. Conform datelor statistice pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2022, Marea Britanie s-a clasat pe locul 18 printre partenerii comerciale ai Republicii Moldova, la nivel mondial cu o pondere de 1,1% din valoarea comerțului total. Valoarea comerțului exterior al Republicii Moldova cu regatul unit a înregistrat pe parcursul perioadei menționate suma de 5 de milioane de dolari americani. Comparativ cu aceeași perioada anului 2021, valoarea comerțului bilateral a crescut cu 45%, iar soldul a constituit 5 milioane de dolari în favoarea Republicii Moldova. Conform volumului de capital investit, Marea Britanie este printre primii 10 investitori în țara noastră.